Astăzi e ziua în care dispare de tot! Neața! Este un pic cam friguleț. Între timp m-au prins 70 de ploi. N-are sens să povestim. Torențial. Pe jos se vede că e tot noroi, tot tuză. Dați seama cum am scos lutul ăsta și l-am întins și așa mai departe. S-a făcut un noroi aici. Am făcut videoul ăsta, a durat mai mult timp pentru că a trebuit să așteptăm între etape. În momentul de față fierul este pregătit, este făcut. Acum trebuie să treci pe aici. Când eu filmez, pe dracu stea. Am pus niște profile IP de 15, foarte grele, foarte mari, foarte puternice. Sunt 3 de pe parte pe alta întregi și restul sudate pe mijloc. Bare care sunt sudate peste tot în alte bare ce merg până jos în fundație, până jos în beton. Și înainte să mă certe constructorii mei de prin comentarii, da, ajunge. O să trecem cu bobcatul și cu mini excavatorul peste el fără nicio problemă, cu tancul te urci pe. În afară de partea de sus unde e 30 de centimetri betonul peste placă, betonul armat, în laterale avem 80 de centimetri. În videoul de astăzi dispare de tot, dispare, rămân doar intrările care vor fi și ale acoperite de clădiri la un moment dat. Peste asta de aici va fi studioul, peste cealaltă din spate, ieșirea de urgență, acolo vom face o magazie unde o să țin scule de grădină și așa mai departe. Și practic pe acolo o să intrăm acum până facem studioul ca să putem să intrăm pe aici, pe intrarea principală, mare să zicem așa. A fost un întreg haos. Un întreg haos cu ultima etapă asta a bunkerului și nu din cauza bunkerului, din cauza vremii. Am tras atât de tare 2 săptămâni de dimineața până seara, după cum am povestit în partea anterioară a seriei, cum s-ar zice, să nu mă prindă ploaia. Și la final, după ce mi-am rupt spatele atât de mult timp, tot a venit ploaia. Deci, morala, nu te chinui prea mult, că tot nu-i cum vrei tu. Dar nu contează, pentru că astăzi terminăm, după cum am spus. Hai cu placa finală peste fier. Ai nevoie de o licență pentru Windows sau de o licență pentru Office? SD Keys are tot ce ai nevoie. Tot felul de variante de Office, tot felul de variante de Windows, Windows 10, Windows 11. Însă dealul cel mai bun fiind pe Windows 10 Pro, în momentul în care îl cumperi la prețul foarte bun și ai free upgrade la Windows 11. Asta pe lângă vouchere și tot ce se mai găsește la SD Keys. Procesul de achiziție al codului este foarte simplu, la fel ca și procesul de activare a Windows-ului cu codul pe care l-ai cumpărat, la fel de simplu. Iar prin codul KFTSK10% primești și o reducere peste prețul rezonabil, să fie și mai bine. Mai multe informații în linkul din descriere. Ce urmează acum sunt scările. Deci trebuie să fac scările pentru bunker. Am sudat aici în garaj și e fum, cred că mă vedeți bine, adică așa pare, sper. Dar următoarea parte, după cum am spus, sunt scările pentru bunker. Ceea ce înseamnă că acum desfac un pachetel pe care mi l-a făcut Eddie de la Rev Skill Design, fostul parcel of steel, după cum am spus în videoul cu pisiu. Nu cred că ați văzut videoul cu pisiu. Sau poate l-ați văzut. În fine, nu știu. Am aici niște chestii. Ia uite cum sunt. Simplu. Uite așa, cu câte 3 găurele, astea vor fi câte 2 puse ca suporți pentru picioarele scării. Nu știu ce și cum povestesc și ce filmăm, pentru că e foarte mult de lucru și na, vă dați seama, am mai povestit chestia asta în videourile cu bunkerul. În momentul în care am foarte mult de lucru, mi-e greu să și filmez în același timp pentru că nu fac atât de mult de lucru, dar încercăm. Deci am făcut așa de multe, vor fi câte 2 la fiecare picior. Adică 1-2 pe stânga, 1-2 pe dreapta. Practic sunt 8 din astea la o scară. De ce fac treaba asta? Ca să pot una să o sudez de peretele bunkerului și cealaltă sudată direct de piciorul scării și prinse între ele prin șuruburi pe urmă, ca să pot să vopsesc scara afară și bunkerul în interior practic alte culoare. Și să fie și detașabile. Poate pe viitor pun un lift pe intrarea principală la bunker după ce facem studio. De unde știm? Că nu știu ce nebunii mă mai au, știi? Deci na, practic, opa. Nu mai povestim, hai să lucrăm! I'm on the rail, I rap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, out, I hit me a chill. I give it a thrill, I put it on film. Facade get applied, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the crater. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a fossil, they want me to fail. Look, we prevail.
Deci, după 3 zile de sudat și tăiat cu flexul și șlefuit metale, am terminat cu tot ce înseamnă balustrăzi / mânere ajutătoare și ce or mai fi. Avem aici una mare, care inițial m-am gândit cum să o fac să fie puțin cel mai puternică, pentru că asta va servi ca și balustradă principală de care te ții cu mâna în momentul în care cobori în bunker pe intrarea principală. O să te ții cu mâna, cobori pe scară jos și pe urmă da, te ții de scară. Și când urci, la fel, urci și pe urmă te ții de asta și mă trag cu toată greutatea. Una de asta normală n-ar fi mers. Pentru că trebuia să o fac mai înaltă, vă dați seama, ca să fie cât mai confortabil să cobori, practic. Și dacă o făceam mai înaltă, ar fi flambat din suporți. Și dacă făceam suporți mai mari, am gândit-o și asta mi-a fost cea mai, asta mi-a, nu știu, opțiunea asta mi-a dat cel mai bine, să zic așa, să facem una așa mai mare, care este practic întărită, jos și prinsă în mai multe chestii. Odată ce asta va fi jos, prinsă în placa de beton de la studio, cu șuruburi lungi, cu bracketurile astea prinse jos în beton, în placă, o să cobori tone pe ea. Așa că asta este una din ele. Chestia astea vor fi practic două mânere care vor veni pe ușă. Pe ușa ieșirii de urgență. Și mai am una mare, care practic va fi singura, nici nu știu cum să le spun, frate. Mânere, balustrăzi, bracketuri, cum să le spun, balustradă. Singura balustradă de pe capacul intrării principale din studio, în bunker, practic. Ca să-l tragi în momentul în care cobori, să-l tragi după tine jos. Să închizi capacul, dacă vrei chestia asta, dacă nu facem ceva electrizat, automatizat, smart și așa mai departe. Vedem. Ce mai rămâne să mai fac cu ele acum este practic să le vopsim. Sunt șlefuite, sunt curățate, acum rămâne să le vopsim. Acum mă duc acasă că miros a pilitură de fier, nu mai iese din barbă nici după 7 dușuri mirosul de pilitură de fier. Acum chestia asta nu mai era necesară, dar am mai aruncat încă un strat de hidroizolație, o membrană cauciucată groasă de 1 mm peste întreaga suprafață a bunkerului. Am săpat și un șanț de jur împrejur, unde am coborât cu membrana, astfel încât toată apa ce va intra în pământ de la ploaie să se scurgă în jos pe lângă pereții bunkerului. Aaaa, s-a zis ziua în care dispare de tot! Ești nemul, toată lumea sapă, ia uite-te la câinele ăla. Trixie! Ce faci, mă? Toată lumea sapă. Doamne ajută, na, ce să mai zic. Să se sape. Să se sape, să se sape. Deci 20-30 de tone e și ud, știi? 20-30 de tone doar ca să îndreptăm, să nivelăm la nivel cu pământul. Sunt, na, cât avem, vreo 20-30 de centimetri de la placă de aici, știi, până de la ultima placă până sus la nivelul pământului. A dispărut complet, nu vine să cred, efectiv nu vine să cred că nu mai este, că a dispărut. Mai avem pământul ăla de întins, mai avem și acolo o grămadă de grămezi în spate, toate vin puse peste ca să ridicăm nivelul încă cu vreo 20 de centimetri. A dispărut complet. Nu vine să cred, efectiv nu vine să cred.
Am văzut că m-au întrebat prin comentarii băieții cu ce aparat de sudură am sudat întregul bunker. Aparatul se numește MiG-200, este de la Almaz. L-am trecut prin toate testele posibile aici la bunker și n-am avut nicio problemă și a făcut treaba așa cum trebuia. Este un aparat cu sârmă flux și pentru că am fost foarte mulțumit de el și să-mi fac viața și mai ușoară, am decis să-mi cumpăr și un aparat de sudură cu plasmă care taie practic metale, având o grămadă de chestii de tăiat pe aici, o grămadă de coli de fier de oțel de tăiat și e mult mai ușor decât să stai să tai cu flexul. Se numește AZSO18 și după cum am spus, este un aparat de sudură cu plasmă. Astea mai mult sau mai puțin sunt așa ca și test. O să-l băgăm înăuntru un bunker în videoul în care terminăm practic interiorul și acolo o să avem foarte, foarte mult de lucru cu el. A venit frigul, a venit frigul bine. Bun, deci aici în spate avem plăcuța, se usucă, o lăsăm să-și vadă de treaba ei. Până atunci o să plantez eu niște pomișori. O să-i plantăm undeva în spate aici. Trebuie să-i plantez foarte strategic ca să mi se vadă efectiv frumos din curte până pe alee în spate, până în relativ grădină, dacă pot să spun așa, până în curtea din spate. Să se vadă frumos când intri în față, când vor înflori și așa mai departe. Puh, mamă cât e de frig! Legat de ce copăcei pomișori punem, fructe, frate, fructe. Am aici un Kais Bergeron și am învățat de la cineva că cică dacă arunci cartofi desprins acolo jos în găurică, sunt șanse să se prindă mai multe și mai bine decât dacă nu. Am înțeles că partea asta altoită trebuie spre răsărit, nu știu dacă sunt adevărate sau nu, dar na, vedem ce o ieși. Așa, un pic de apă. Am înțeles că cică amidonul din cartof ar face ceva și ar ajuta cumva pomul să se prindă mai ușor. Acum, na, cine sunt eu să contrazic metodele băbești vechi? Poate o fi bine și se prind toți. N-ar fi rău, îți dai seama. Celălalt a fost nectarin. Aici o să punem tot cais, că mai am încă unul și pe urmă avem vreo 3 cireși sau 2. Mai punem în față puțin tel, o să mai pun unul în partea asta, cred că încă unul undeva pe acolo, vreo 7 cred că avem în total. Nu că n-ar avea apă, că la cât a plouat, frate, sunt începător eu la chestiile astea, dar știi cum e, omul cât trăiește învață, știi? Și nu poate să fie atât de complicat, adică fac eu chestii mult mai complicate decât plantarea câtorva pomișori. Dar na, sper să se prindă, să mănânc și eu ceva bun și sănătos de la mine din grădină de acasă. I-am pus pe toți. Așa cum am vrut, relativ. Probabil că o să mai punem vreun update ceva în momentul în care am un update, știi? Și cam asta este treaba pentru videoul de astăzi. A durat foarte mult timp pentru că a trebuit să așteptăm între etape ca plăcile să se usuce, betonul să fie cât mai spre final în momentul în care am turnat etapa următoare. De acum până la videoul în care facem turul, să spun așa, este mult, mult, mult de lucru, chestii așa mai migăloase, să spun, mai mărunte. O să trebuiască să facem podeaua, curentul, o să trebuiască să vopsim în interior, să facem curățenie, să pregătim, niște chestii de design. Mai e mult de lucru până vom face videoul cu turul bunkerului, să spun așa. Vreau să-l și urmăresc dacă cumva se infiltrează pe undeva apă, unde facem hidroizolațiile, să fie cât mai safe în momentul în care fac finalul, cum s-ar spune, știi? O să mai pun câte un TikTok, câte un story aici și acolo pe parcursul lucrărilor, să zicem așa, dar turul bunkerului va veni în momentul în care este interiorul gata, mai puțin chestii de design, ornamentale și așa mai departe. Alea le facem pe parcurs. Va veni videoul în care facem sistemul de ventilație activ, cel de-al doilea sistem de ventilație, pentru că avem două, unul pasiv, unul activ, o să discutăm în videoul ăla și cam asta vor fi practic toate, cam asta va fi tot conținutul până în momentul în care facem turul bunkerului. După ce facem turul bunkerului, atunci am mai multe videouri pe urmă. Mai complexe, mai lungi, cum facem chestiile înăuntru, deci va fi super mega tare pe urmă. Dar acum trebuie să așteptăm puțin tel, pentru că mai am și videouri de făcut, alte videouri, până reușesc practic să termin în interior ca să putem să facem videoul cu turul camerei. Turul camerei. Turul bunkerului. S-a turnat, s-a acoperit, n-a căzut pe mine, nu s-a surpat nimic, după cum spuneau haterii prin comentarii, o să pice pe tine. Uite că nu s-a întâmplat nimic și n-a picat pe mine și nici nu va mai pica. Cutia de fier pe care am făcut-o practic a avut rol de cofrag și pe urmă, după ce betonul este întărit, are rol și de ramforsare, pentru că discutăm despre o grămadă de fier, după cum am spus, în interior acolo. Îl făceam din beton, era doar betonul.
Acum, după betonul ăla gros, în unele zone am și 40 de centimetri de lățime și cu fier în el și așa mai departe, mai avem și cutia din interior. N-o să am niciodată... O să facem un video dedicat în care discutăm despre miturile astea pe care le-am văzut prin comentarii, dar aia va veni mai târziu. Așa că, asta este pentru construcția bunkerului, să spunem. Cam ăsta este videoul final din construcție. Pe urmă ce vine, după cum am spus, va fi turul și ce facem prin interior, aia deja este altceva. Vă mulțumesc pentru view. Aștept comentariile voastre, atât timp cât nu sunt din alea cu n-ai făcut bine. Pentru că știu ce am făcut și, na, acum ce fac eu nu înseamnă neapărat că este bine după toate punctele de vedere a altuia. Eu fac bine pentru mine, știu eu de ce am făcut așa, există tot timpul un motiv. Știi, nu luăm și dăm cu bătul în baltă să vedem cât sare apa. Cam știm cât de tare dăm cu el în momentul în care vrem să sară o anumită cantitate de apă. Așa că cu astea fiind spuse, ne vedem în următorul video. Da, nu, următorul video nu va fi despre buncăr, dar vor veni și alea. Pa, pa!